Pe aeroportul din Hamburg, pasagerii așteaptă cu orele la coadă pentru controlul de securitate. Mulți dintre cei care visau să plece în vacanță pierd avionul și speră acum că vor reuși să se îmbarce a doua zi. Ich stand heute morgen 4 Stunden an einer anderen Schlange an, da ist der Schalter jetzt leider zu. Deswegen next try. Bis 21 Uhr sind sie hier und dann morgen ab 3:30 Uhr wieder. Ist es keine Freude. Also ich habe eine Woche Urlaub und da bleibt ja jetzt nicht mehr viel von übrig. În Suedia, negocierile dintre conducerea unei mari companii aeriene și pilotii săi au eșuat, iar aceștia vor intra în grevă pentru că nu li se măresc salariile. Așa că pasagerii s-au trezit cu planurile de vacanță date peste cap. Nu tänkte jag flyga till mina kompisar i Split och möta upp dem. Men det blir inget med det. Inte med SAS i alla fall. Så att vi får se. De asemenea, o companie aeriană low-cost britanică a anulat câteva sute de zboruri. La fel și un operator belgian a renunțat la 700 de curse pe perioada vacanței de vară, pentru că personalul angajat nu mai face față solicitărilor. On retrouve ce même sujet de manque de personnel aux États-Unis, en Europe et évidemment en France. Aucun pays du monde n'imaginait que la demande, le besoin de revoyager serait aussi important aussi rapidement. Potrivit experților, mulți angajați ai sectorului aviatic care și-au pierdut locurile de muncă în pandemie s-au reorientat și au găsit alte slujbe, în special în domeniul comerțului electronic. Pentru recrutarea unor noi specialiști în domeniul aviatic este nevoie de timp.